Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de marți. Se spune că marțea sunt trei ceasuri rele, dar astăzi sunt convinsă că va fi o zi absolut superbă. Suntem în săptămâna în care are loc webinarul, vineri, pe data de 24 mai, la ora 19, ora României. Așa încât dacă vrei să fii la curent, să te updatezi, să afli informații despre acest webinar sau chiar să participi la el, atunci dă-mi un mesaj, scrie-mi un e-mail pe adresele, pe una din ele, oricare vrei tu, contactarondastrologalexandracoman.com sau astrologcomanalexandraarondgmail.com. Dacă scrii la aceste adrese, vei primi toate detaliile legate de webinar. Și spuneam, zic, tocmai marțea nu are cum, marțea aceasta fiind săptămâna webinarului, nu are cum să fie o marți proastă și rea, așa încât alegem puterea gândului, carduri, să vedem ce mesaj au cardurile pentru noi, pentru ziua de azi. Să vedem ce mesaj au, după care facem și astrologie. Am încredere în înțelepciunea mea interioară și mesajul pe larg, pe măsură ce îmi desfășor activitățile, îmi ascult călăuzirea interioară. Intuiția mea este întotdeauna de partea mea. Am încredere că ea este cu mine mereu și sunt în siguranță. Deci, mesajul cărților pentru ziua de astăzi, pentru noi toți, este să avem încredere în ceea ce simțim, să avem încredere în gândurile noastre, să avem încredere în puterea noastră de decizie și să acționăm. Așa încât un card foarte bun pentru o zi dinamică, marțea este guvernată de Marte, planeta energiei și a dinamismului, este planeta care ne dă șut din pat dimineața, să ne trezim și hai să vedem ce se întâmplă și din punct de vedere astrologic. Încep cu berbecul care astăzi are o zonă conflictuală cu o femeie. Trebuie să ai grijă foarte mult la relația cu o femeie pentru că această relație s-ar putea să-ți aducă multe prejudicii. Și este o zi în care berbecul poate lua niște hotărâri importante privind un drum, o destinație, o călătorie. Taur. Astăzi, taurii sunt foarte bine susținuți energetic și emoțional de planete. Au o hartă foarte bună și sunteți capabili să luați niște decizii importante privind un drum, o călătorie, o relație, un parteneriat sau o asociere. O zi bună pentru voi. Gemeni. Gemenii astăzi au un pic de zonă de conflict cu autoritățile. Vă rog să fiți foarte atenți la modul în care călătoriți și vă deplasați, actele pe care le aveți asupra voastră, în ce grupuri vă aflați, pentru că e o zi cu steag roșu de la de avertisment maxim pe zona riscului de a primi o amendă, de a intra într-un conflict cu autoritățile. Nu e vorba de conflict de serviciu cu autoritățile, cât mai degrabă autoritatea de pe stradă. Sau aveți grijă ce vorbiți în public, să nu intrați în colimatorul unor persoane care v-ar putea face rău mai târziu. Știți cum e cu sistemul, e foarte greu să te pui. E o zi în care gemenii sunt puțin mai impulsivi, soarele e intrat în semnul vostru zodiacal și simțiți vibrația, schimbarea și atunci automat și voi sunteți puțin mai energici, dar trebuie să aveți grijă să nu faceți exces de zel astăzi, da? Deci mai ardelenește, așa, mai soft. Rac. Astăzi racii au o zi foarte bună legată de intuiția banilor. Veți ști în ce să investiți banii, veți ști cum să-i gestionați, iar lucrurile pe care le achiziționați acum vă vor aduce multă mulțumire și împlinire sufletească și vor fi de lungă durată, vă veți bucura de ele multă vreme. În schimb, racul trebuie să aibă grijă la niște bârfe foarte mizere, niște cuvinte foarte urâte spuse despre ei de către o femeie. Și trebuie să fiți foarte atenți și diplomați, nu vă plângeți. Fiți atenți pentru că nu aveți prea mulți prieteni zilele astea în jur
cât mai degrabă falși prieteni și fiți foarte prudenți cui faceți confesiuni. Leu, astăzi lei au o zi foarte bună în ceea ce privește relația cu băncile, relația cu autoritățile și schimbați ceva în viața voastră sau vine o propunere de schimbare, vine o propunere de transformare. Este un moment în care leul ia niște decizii extrem de importante, benefice, privind cariera sa. S-ar putea să implice o rupere, s-ar putea să implice o plecare, s-ar putea să implice o relocare. Să nu ai niciun regret pentru deciziile luate, sunt foarte bune. Fecioara. Fecioara își pune astăzi ordine în viață, în relații. Nu mai merge. Știi cum se spune? Ulciorul nu merge de multe ori la apă. Uite, asta e și situația ta acum. Este o zi în care trecutul îți bate la ușă. Repet, trecut relațional. Poate să fie relație de serviciu, dar aș spune mai degrabă relație emoțională, sentimentală, sufletească. Și trecutul îți bate la ușă și uite că nu prea ești pregătită să digeri acest trecut. Și ți-aș recomanda, trântește ușa în nas și nu mai privi în urmă și nu-ți mai pierde vremea cu toate poveștile trecutului ăsta, că te-a cam bulversat. Ai și tu dreptul să-ți găsești liniștea și pacea. Da? Deci nu te întoarce în vechi povești, iar istoria cu oamenii se schimbă, oamenii nu se schimbă, oamenii rămân la fel, ei își pun doar măști diferite. Balanța. Balanța astăzi trebuie să aibă grijă la prieteni. Că prietenii ăștia vă fac o boroboață, ori vă atrag într-o poveste în care nu trebuie să fiți, ori lansează pe seama voastră niște zvonuri care nu sunt adevărate, ori voi spuneți una și ei pricep alta și de aici o întreagă confuzie și un întreg conflict. Deci, grijă la prieteni. În schimb, o femeie vă ajută foarte mult dacă sunteți balanțe și aveți noroc la drum. Deci, o zi... Scorpion. Scorpionului ieri spuneam, urmează calea, fă și drege și da, să știi că nu mi-a schimbat părerea. În continuare, poziția de forță e poziția cea mai bună pentru tine în această perioadă. În schimb, Scorpionul are o zi foarte bună astăzi pe sectorul achiziții și intuiții financiare, intuiții pentru speculații financiare. Nu te grăbi să joci la loto, că nu despre asta e vorba, ci ai multă intuiție legată de bani. Iar proiectele care ți se oferă, dacă tu simți să te bagi în ele, e foarte bine, pentru că o să-ți aducă multe satisfacții. Și reglezi o chestiune delicată cu o femeie sau cu partenerul de viață. Săgetător. Săgetătorul astăzi este în mare formă și vrea să facă foarte multe lucruri. Ești bine susținut, ești extrem de bine avantajat dacă trebuie să vorbești în public, dacă ai de susținut un examen, dacă ai de trecut printr-o verificare sau dacă participi la o ședință unde tu trebuie să explici ceva sau trebuie să vorbești ceva. Și o să râdeți, dar săgetătorii care lucrează în zona chirurgiei, de la stomatologi la chirurgi, orice ține de zona chirurgicală în medicină, astăzi aveți o zi foarte bună, vă ies niște lucruri, ceva, nu știu, vă va ajuta în profesia voastră, vă va ajuta în recunoașterea socială. Bună zi pentru săgetător. De multă vreme n-am mai zis asta. Ce să facem? Jupiter Marele benefic e în tranzit peste semnul vostru zodiacal. Mișcarea apare în retrogradă până pe 11 august. Ce vrei? Nu are cum să fie. Știi, în trecut vorbeam de Capricorn și de Fecioare, de rău. La un moment dat, Fecioarele îmi spuneau, Doamna, aveți ceva cu noi, ne urâți? Nu, așa e planeta, ce să fac, nu pot să schimb planetele cum sunt. Dar acum, uite, m-am înfipt în săgetător, o să-mi treacă. După 11 august, vă asigur, după 11 august că o să fie bine. Capricorn, o zi în care Capricornul se poate ocupa de activități domestice, deci face ceva important în casă, face ceva... benefic pentru viața sa, pentru casa sa, pentru lucrurile sale. Capricornul are o zi foarte bună să ia niște hotărâri importante, să semneze acte sau să aplice pentru un nou loc de muncă. Vărsător. Astăzi vărsătorii au foarte multă inițiativă, perspicacitate și o femeie vă ajută să rezolvați ceva extrem de important pentru voi. Este o zi benefică pentru vărsător și semnăturile, deciziile, hotărârile
pe care le dați azi ca semnătură sau hotărâri luate, vă sunt de anvergură, vă ajută în evoluția voastră și aveți multă susținere pe zona intuitivă. Pești. Astăzi peștii fac ceva legat de imobile. Poate vă mutați, poate închiriați ceva, poate vă bate gândul să vă luați o casă. Dacă vă bate gândul să vă luați o casă, pentru că harta dictează, noi facem ca harta. Ca om aș spune încearcă ce vrei în viață. Dacă astrologii îți spun până pe 11 august, Jupiter, Marele Benefic, guvernatorul secundar al zodiei tale, este în mișcare aparent retrogradă. Asta înseamnă că tu dacă ești pește și ai pui bani acum pe masă să-ți iei un apartament, nu o să-ți priască acel apartament, nu o să te bucuri de el, o să-l dai, o să te muți repede. Sugestia e, dacă vrei să faci ceva de lungă durată, cel puțin astăzi nu te grăbi să semnezi. Cel puțin astăzi nu te angrena nimic. Dacă nu, cel mai bine și mai bine e după 11 august, dar dacă nu se poate, nu se poate, nu se poate și vrei neapărat să rezolvi problema care stă pe cap, atunci amână pentru mâine, poi mâine sau o dată ulterioară. Azi nu e bine. Dragii mei, acestea au fost previziunile zilei de marți, 21 mai. Mulțumesc că mi-ai urmărit activitatea. Nu uitați să apăsați butonul subscribe dacă vreți să fiți la curent cu filmările mele și să ne vedem cu bine și mâine la o nouă filmare. Până la o nouă revedere, vă doresc o zi superbă!